Dr. Rodica Bușcu, președintele Asociației Medicilor de Familie din județul Giurgiu, a explicat astăzi într-o conferință de presă că informațiile apărute despre rețete prescrise unor persoane decedate sau cu medicamente scumpe sau false au fost lansate pentru a discredita medicii. Pentru aceste situații, vina nu aparține medicilor de familie, ci sistemului informatic unic integrat. Rodica Bușcu a dat câteva exemple despre erorile pe care le conține acest sistem. De exemplu, avem o persoană care este pensionar și el apare salariat. Avem o persoană care este copil și mi-apare pensionar. Pensionar de ce? Pentru că probabil unul din părinți a decedat și el primește o anumită pensie până când își definitivează studiile și atunci în SIUI el apare pensionar. Este total fals, pentru că una este rețeta pentru un copil și alta este rețeta pentru un pensionar. Pentru rețetele care se dau la morți, la persoanele decedate, dacă dânsii au constatat așa ceva, vin eu și spun, de ce n-au ieșit să spună în fața românului, să spună și medicul care a eliberat această rețetă și despre ce persoană este vorba, pentru că sunt niște erori. Persoanele acelea există, dar tot așa în SIUI, în sistemul informatic, ele figurează ca decedate. În ceea ce privește prescrierea unor medicamente scumpe, doctora Bușcu a precizat că este încă o informație falsă. Medicul nu prescrie un medicament sau altul, ci trece denumirea comună internațională. Privind medicamentele, afirmația că medicii de familie eliberează, sunt în cârdășie cu farmaciile, cu farmaciștii, cu anumite trusturi de medicamente și că eliberează medicamente scumpe. Total fals. Noi nu scriem, deci noi, în primul rând că rețetele sunt scoase pe calculator și nu se pune denumirea comercială a medicamentului, se pune denumirea comună internațională. Și atunci când ajunge la farmacie, farmacistul are un program, este obligat de acel program să elibereze medicamentul cel mai ieftin din acea grupă de medicamente.